Viceprimarul municipiului Râmnicu-Vâlcea, Virgil Pârvulescu, și-a ocupat miercuri 18 noiembrie în sfârșit biroul la primărie. Cu această ocazie a decis să facă o filmare a birourilor pe care le împarte cu cel de-al doilea vice, Andrei Gheorghiu. Bună dimineața! Pentru că în mediul online s-au iscat atât de multe controverse cu privire la numirea celor doi consilieri, cred că este necesar să vă prezenta condițiile noastre de lucru. Una dintre nemulțumirile viceprimarilor este lipsa unui calculator sau a unei imprimante, fără de care nu își pot desfășura activitatea. Primarul municipiului Mircea Gutău transmite că în aceeași zi în care cei doi viceprimari au venit la primărie, a comandat pentru aceștia calculatoare, imprimante și telefoane mobile. Al doilea birou este un birou mai mare, în care ne desfășurăm noi doi, Andrei Gheorghiu și Virgil Pârvulescu, și aici, după cum observați, nu avem nici măcar un personal computer sau imprimantă pe care să putem redacta documentele atât de necesare pentru desfășurarea activității noastre. O altă problemă pare să fie mărimea celor două birouri nou amenajate, unul dintre ele fiind asemănat de viceprimar cu o debara. Vedem dimensiunile. Este un birou tip debara, unde, după cum puteți observa, nu există nici măcar un mijloc electronic prin care să ne putem redacta mesajele și programul de activitate să-l derulăm în condiții normale. Mircea Gutău consideră filmarea lui Virgil Pârvulescu jenantă și asigură cetățenii de faptul că a pus la dispoziția celor doi viceprimari toate resursele necesare desfășurării activităților. Dacă oamenii nu au ce face și sunt de lipsă de ocupație, își măsoară birourile. Deci și măsoară și birourile la alții. Deci e o lipsă de maturitate crasă. În primul rând vreau să spun că birourile au fost extraordinar de fain pregătite, curate, aranjate, văruite, mobilier nou. Unul este adevărat un pic mai mic, dar e singură persoană doar în birou. Și celălalt este chiar un birou foarte gelos, cum nu a avut domnul Pârvulescu la finanțe. Fac pariu cu oricine, așa birou nu a avut. Ne întrebăm când se vor încheia neînțelegerile și când ne vom putea bucura de o administrație locală îndreptată către cetățeni.